27. It doesn't matter what I've been through. I should grow up too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. And no, I don't like to be the bad guy. Ne-am luat cheia și acum trebuie să mergem să ne luăm camera în primire, dar am aflat că trebuie să schimbăm clădirea. Acest hotel are de fapt mai multe clădiri. Trebuie să vină cineva să ne ia în primire, să ne ajute cu bagajele și apoi să vedem unde ne duce. Iubesc zona veche, din ce am văzut așa din mașină, și abia aștept mâine să ne plimbăm toată ziua. Sper să nu fie mult prea cald. Deja au început magazinele, tarabele, acolo au și ceva covoare. Wow, uite-te cum e clădirea asta! Superbă! Abia aștept să ne plimbăm printre străduțe și să ne pierdem pe aici. Nu ne trebuie nici internet, nici nimic. Dar nu prea am înțeles exact unde e restaurantul și unde o să trebuiască să mergem pentru micul dejun. A zis că de fapt e foarte aproape de camera noastră. Sau a zis că e în aceeași clădire cu camera noastră. Hai să vedem, da. Eu nu mă așteptam, sincer, să ne trimită în altă parte. Deci în clădirea asta e doar recepția. Dar înseamnă că cealaltă clădire e destul de departe dacă ne trimit cu mașinuța aia. Hai să vedem. Nu ne mai dăm cu presupusul. Probabil vă întrebați unde e Mira. E bine, Mira e cu Babacan. Am zis să stea puțin împreună, să se distreze, să petreacă și ea puțin timp cu cățelul. De ce ai făcut asta? Aveai vrut să le arăți că nu e bebe? Unde e bebe, nu e bebe? Nu înțelegeam, de ce se uce taia o camera în jos? Am crezut că trece cineva pe lângă noi. Da, am lăsat-o să stea puțin cu cățelul să se joace, că și-a dorit super mult să stea cu Moca. Și chiar mai devreme mi-a trimis un filmuleț și mi-a zis: te iubesc, mami, îl pun aici. Și am primit și fotografii cu ea de la locul de joacă. Și noi acum luăm în primire apartamentul, de fapt camera de hotel, lăsăm bagajele, facem un mic tur, vedem ce se întâmplă și mergem la Mira Bebelina. Hai să luăm un loc. Bun, te aștept și pe tine lângă mine. Și să ne plimbăm cu tuc-tucul. So there are 10 buildings. Oh, there are many. So this is 27. Start the music, kill the silence. Let my mind rest. Pour a drink, cause it's affected. Can't seem to get my head around why I left you. And no, I don't like to be the bad guy. You know I don't lie, I really miss you now. But I had you where I wanted you. Ce credeți? Asta este camera mea preferată de până acum. Are un vibe așa tradițional, oriental, la nebunie îmi place. Înainte de a începe turul, vreau să mă uit să văd ce este în acest dulap. Pare un dulap incorporat. Bun. Ah, da. Și aici avem halatele de baie, câteva umerașe, papuci. Încă un lucru interesant despre acest hotel. Are 10 clădiri diferite prin tot centrul vechi al Dubaiului, așa că nu știi exact unde nimerești. De aceea au acele mașinuțe care te transportă la clădirea ta. Nu scria asta pe site și de aceea am avut un șoc când au zis: a, o să fiți transportați la clădirea voastră. Cum, nu o să dormim în această clădire? A, nu, 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 asta e doar recepția principală. Aveți nevoie de ceva? Sunați și imediat o să vină cineva să vă ajute și să vă servească. Sunt foarte primitori și călduroși și mi-a plăcut mult vibe-ul pe care mi l-au lăsat. Acum intrăm, uite-te la ușă. Încă o treabă, hotelul nu e vechi, are doar 5 ani, dar clădirile, cel puțin clădirea asta, pare veche. Cred că a fost cumpărată, recondiționată și transformată în hotel. Toate clădirile lor cred că au fost așa. Uai, cât de fain e, uită-te! Tot așa, pare vintage. Și
Chiuveta. Și oglinda. Bună ea. În această cutie ne-au lăsat fionul. Oh, nice. Și cutia este tot așa vintage. Aici avem amenities, paleta în toată splendoarea ei și hai să vă arăt și camera. Avem muzică de afară pentru că avem priveliște spre suc. Înainte de a intra în dormitor, hai să vedem aici seiful. Ah, uite ce cutie. Pentru Nespresso, da, dar nu știu cum să o desfac, sincer. Stai așa, eu nu-mi dau seama. A, e cu magnet? Da, și magnetul e super strong. Bum, și e pitită. Dar nu ai suficient spațiu să deschizi aici. Așa. Aici ne-au lăsat capsule, ne-au lăsat și Nescafe, așa un fel de 3-in-1 și ceaiuri. Astea sunt cănile noastre. Bum. Și în partea de jos mai avem ceva. A, frigiderul! Oh, nice. Și ne-au lăsat și mai multe sticle cu apă și lapte. O, asta se desface tare greu. Ai nevoie de un pic de forță. Da, frigiderul ăsta e super cool, incorporat așa într-un sertar. Da. Mamă, dar astea se deschid greu. Gata, acum doare mâna. Și bine ați venit la noi în cameră! I was doing just fine the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna die. Întrerupător. E tare ciudat. Și parcă vibrează când îl întorci. Da. Îmi place mult, cred că aș putea să fac asta toată ziua. No, serios, e chiar funny. Să vezi ce o să se distreze și Mira. Apoi, ăsta este patul nostru. Este un pat mare. Din păcate nu aveau camere mari, să știți, dar bine că suntem în centrul vechi. Și hotelul ăsta este cel mai fain hotel pe care l-am găsit în această zonă, pentru că restul hotelurilor erau așa super moderne și erau niște hoteluri în care ai fi putut sta absolut oriunde în lume. Am vrut ceva cu un vibe oriental, am vrut să fim în inima centrului vechi și cred că am nimerit tare bine. I-am zis lui Taiga, data viitoare când venim în Dubai, eu aici vreau să stau. Nici măcar n-am ieșit să vizitez, dar asta e ce căutam, pentru că fiind aici, înțelegi mai bine istoria Dubaiului și vezi de unde a pornit totul. Centrul vechi nu e chiar atât de vechi, datează din secolul 19 și era un sătuc de fishermen, de pescari. Cam asta ar fi pe scurt. O să povestim noi mai multe în timp ce vizităm. Asta e biroul și lampa asta îmi place, de citit, televizor incorporat așa frumos. Vedeți cum e pus? Zici că e un tablou. Ah, da. Și uite, avem in room dining, am putea să comandăm in room dining, dar noi nu avem terasa asta, că în poză apărea că e, dar s-ar putea să fie de fapt undeva jos, trebuie să mergem să vedem clădirea exact. Aici avem un loc de relaxare, un fotoliu și cu niște fotografii acolo de decor. Și acum ne întoarcem la pat. Aha, avem ceas de ăsta deșteptător, deci nu cred. Când eram în liceu, mi-a luat tata unul vintage. Doamne, dar voi știți ce zgomot făcea? Era haos, cred că l-am aruncat de vreo 7 ori. Când sună un de ăla și face așa face, scoală tot cartierul. Da, am fost traumatizată. Dar nu știu ce se întâmplă acolo, pare a fi petrecere. Dansează cineva. Da? Da, cred că este un fel de petrecere privată, pentru că nu sunt mulți oameni. Sunt foarte, foarte puțini oameni și pară a fi localnici. În zona asta, mai mult ca oriunde în Dubai, trebuie să respecti codul vestimentar, să-ți acoperi umerii, să-ți acoperi genunchii și să fii cât mai respectuos, nu? De asta trebuie să ții cont absolut peste tot. Mergem să ne plimbăm puțin, nu mai mergem să ne luăm copilul, o să vină copilul la noi. Așteptăm să termine Mia ce are de făcut pentru la birou și apoi cu toții vor lua un taxi și vor veni aici. Ne-am gândit că este mult mai ușor să procedăm astfel decât să mergem noi până acolo și apoi să ne întoarcem iar aici. Așa, cu ocazia asta noi putem să dăm o tură de clădire, să profităm de ultimele raze de soare, bine că a apus soarele, de ultimele
de ultimele minute de lumină și să vedem exact ce mai găsim pe aici. Ah, uite, vezi, alea sunt bărcile tradiționale, cum ar fi bărcile pescarilor. Știu sigur că au și un nume, dar nu mai țin minte acum să vă spun, o să vă las pe ecran și Taiga v-a zguduit un pic. am văzut. Hai să luăm telefonul, pentru că o să avem internet în toată clădirea și să dăm o tură. Nu cred că sunt prea multe camere într-o singură clădire. Cred că sunt 2-3 camere și cam atât. A, masca și tu? Nu înțelegeam ce semnul faci, Taiga. Îmi crezi că ți-e cald. Vedeți? Dintr-o dată ea este mega entuziasmată pentru că am ajuns într-un loc care îmi place și v-am zis că cu acest loc voiam să începem, dar n-a fost să fie și acum oftic, pentru că dacă am fi început cu centrul vechi, nu cred că mi-ar fi trebuit de partea nouă a Dubaiului și cred că am fi făcut cumva să stăm mai mult aici decât acolo, dar lasă că știm pentru data viitoare. Bum. Auzi, ai tu cheia? Da. O ai în buzunar. Da, ușa asta e... Nu știu să o deschid. Iubitule! Oh, stai să-mi trag sufletul. Nu merge. Cred că suntem blocați aici. Ah, vezi? Se deschide super greu. Și este o ușă masivă. Și am avut la intrare aici Hilton Clean Stay. Oh. Și în momentul în care am intrat, am desigilat-o. Ei, că n-a mai intrat nimeni înaintea noastră. Asta înseamnă. Da. Da. Ei, că au terminat curățenia și când au plecat au lăsat asta. Și asta ne arată că n-a mai intrat nimeni. Ok, mergem? Ai cheia sigur, da? Nu rămânem pe afară. Eu am luat telefoanele. Opa, ai grijă la treaptă, iubitule. Uite. Haide, vină după mine. Oh! Asta este un loc de joacă pentru copii. Uitați-vă și la Leagăn, făcut tot așa din lemn și sfoară. Și știți ce îmi place? Că putem să admirăm atât partea veche, cât și partea modernă. Acolo îl avem pe domnul Burj Khalifa, pe care nu cred că o să-l mai întâlnim atât de aproape tura asta. Superb! Dar hotelul ăsta pare avea multe zone, pentru că uite și acolo avem o canapea. Uite acolo. Aia e. Face tot parte din hotel. Ah, și uite pe terasă ai ventilator. Pentru vară, cred că e. Aș putea să stau aici mult timp. Să mă bucur de liniște, bine, de liniște, de muzica sa orientală și de vibe-ul de aici. Pentru că deja pare diferit față de vibe-ul din centrul nou. Oamenii par mai relaxați, am văzut multe magazine, clădirile. Pe mine mă atrag foarte mult clădirile din Orientul Mijlociu. Ții minte că și când am fost în Doha la fel eram fascinată și ne-am promis că o să ne întoarcem și o să mergem și cu Mira, pentru că Mira n-a ajuns acolo. M-am admirat puțin, ne-am bucurat de frumusețea centrului vechi puțin de la înălțime și acum ne întoarcem în cameră și așteptăm să fim sunați că au ajuns în această zonă și în seara asta doar ne plimbăm. Poți să te urci aici? Da! Poți să te urci, da, zice, use at your own risk și te urci pe clădire. Da, dar mi-e frică, știi, nu? Vreau. Vrei să ne urcăm? Hai să mergem. Mergem, hai. A, nu putem. E închis. Vezi? Trebuie să ceri cheia. Nu știu, dar am mai văzut că mai au scări de genunchi în alte părți. Dar oare ce au acolo sus? E ca o terasă, da, nu? Like Aladdin. Da, e chiar ca în Aladdin. Dar nu pot să mă urc, iubitule. Dacă n-am acces, da, au și blocat. Probabil că oamenii se urcau tot timpul și poate au avut ceva probleme. Dar atunci de ce au mai pus asta? Că poți să-l folosești pe propria răspundere. Da, spune că, uite, poți folosi aceste scări pe propria răspundere, maxim 150 de kg, dar noi avem mai puțin de 150 de kg împreună. Deci ești destul de protejat. Bine, că tot mi-e frică. Pot? Nu ai cum să te urci, iubitule, acum, okay, pentru că... Okay. Poți, dar nu poți. Like? E Nu! Nu te duci așa, hai să încercăm o altă. A, dar uite mai și aici. Asta e doar de coborât. Știu. Mamă, și e întuneric. Și asta e o altă terasă.
De aici vedem Cricu. Da. Și ăsta e bazarul, oare? Ce e aici acoperit? Că văd magazine, tot felul de nebunii. Cricu, care e un fel de canal, un fel de râu, este o bifurcație a mării, așa ea spune. Și clădirea aia are luminițe. Da. Mama, I wanna jump on this. Vrei să o folosești pe post de trambulină? Da, Aladdin was doing. Aladdin făcea asta, da, ții minte. Vrei să fii ca Aladdin? Da. De acum, Taiga nu mai e Taiga, Taiga este Aladdin. Și înseamnă că eu sunt Jasmine, nu-i așa? No, you're Abu. Eu nu sunt Abu. Eu sunt Jasmine. Mira e Abu. O să se supere pe tine, o să zică, nu sunt Abu. Tu ești Abu. E superb că ai atât de multe terase și poți admira centrul din foarte multe unghiuri. Știu că ți-a rămas gândul la scară. Hai că o să întrebăm la recepție, bine? Nu facem prostii. Dar să știi că am mai văzut o scară, am mai văzut undeva. Și eram curioasă care e treaba cu ea. Dar nu vreau să te las să te urci acolo, iubitule. Hai să mergem să vedem zona aia de relaxare, terasa. Dar pare că avem toată clădirea doar pentru noi. Mm-hmm. Și mâine dimineață breakfast-ul a zis că e de la 6 la 12. Așa îmi place că breakfast-ul e până târziu. Doar în Japonia e breakfast doar până la ora 9. E la 5 la 9 sau nu știu cum. Matinal e rău japonezii ăștia, nu-i așa? Unde să ne dăm cu asta? O să vin cu Mira. Da, uite, tu te pui, dar nu știu dacă e pentru adulți. Opa, ai grijă. Da, e cam tare, cam doare. Și cam se mișcă, ia uite cum se mișcă. Las. Și uite, cobor direct acolo, la magazin. Da, asta e ieșirea de urgență, cică. A, da? Da. Aladdin was jumping. Aladdin, ce căsărea. Tu chiar te crezi Aladdin astăzi, nu-i așa? Taiga o să ne înnebunească cu Aladdin în următoarele zile. Ia să vedeți, fie Aladdin în sus, Aladdin în jos, Aladdin în dreapta și Aladdin în stânga. Da, mai sunt camere și pe aici. Ceva ce nu știați despre mine. Îmi place la nebunie să mă dau un leagăn. Deja îmi pare rău că plecăm. Avem doar câteva zile în Dubai și gata. Cea mai frumoasă parte am lăsat-o pentru la final. Unde mi-e copilul? Vreau să-i arăt. Să o aduc la leagăn. Ce trebuie să luăm? Scările, nu? Ea ca de obicei. Ah, mai e un balcon și aici? Hai să vedem. Bun. Ah, zona asta n-am văzut-o. Acolo scrie ceva. A, acolo e un suc. Nu merge să deschid poza de la mama ta. Tu ai primit un mesaj acum 22 de minute. Da, da. Ia. Dar n-a vibrat, n-a sunat, n-a făcut nimic, eu l-am ținut. Deci nu avem net aici, trebuie să mergem cam doar o linie. Și nu pot să deschid ce am primit. Hai să ne întoarcem. Am luat tot? Da. Da, ok, hai să mergem. Ar trebui să ajungă și Mira în cam 20 de minute și avem aici un cadou pentru mama lui Taiga. Brandul se numește Kimi, este un brand din Lebanon și este o geantă lucrată manual, handmade. Și am ales-o pentru că numele mamei lui Taiga este Kiyomi, dar nickname-ul ei este Kimi. Am văzut acolo, am zis, ok, e perfectă, trebuie să-i o luăm. Abia aștept să-i văd reacția, sper să-i placă mult și să o folosească și sper să nu fie prea mare pentru ea. Pentru că ea de obicei poartă genți ceva mai mici, dar o poate lua atunci când merge la shopping și așa mai departe. Și hai să ieșim, că deja mi-am pus masca și îmi vine să o dau jos, că nu-mi place să o țin când vorbesc. Ah! Ajutor? Opa, ai grijă la treaptă, ai cheia? Mergem. Cred că aș putea să-mi pun masca jos. Aici nu era nimeni. Și dacă nu luăm liftul, luăm liftul sau luăm scările? Deci ne-am dat seama că și clădirea asta e destul de nouă, pentru că are lift. Fie e destul de nouă, fie a fost renovată. Una din două. La modul renovări masive s-au făcut pe aici. Dar măcar i-a păstrat aerul vechi. Ce credeți? Era cât pe ce să nu stăm aici? Pentru că domnul Ikeda a zis, oh, nu, didn't.
nu, că știi că e camera un pic cam mică, că noi suntem trei, că patul pare mic, că ce, bla, bla, bla. Vezi, le spun ce ai zis. Era cât pe ce să ratăm această locație minunată. Dar n-am ratat. Și data viitoare venim, nu? Camera oricum pare mai mare decât în poze. Stai că n-am găsit. Unde? Auzi, dar trebuie să ținem minte cum ajungem la clădirea asta. Ne simțim foarte obosiți în seara asta. Am vrea să ne punem la somn ceva mai devreme, dar sunt sigură că nu o să reușim. Ca așa am tot zis de când am ajuns aici, ne punem la somn devreme, mâine ne trezim devreme și o nouă zi și o să fim fresh. Nu e bine, iubitule. Nu e bine, aici sunt doar niște uși care sunt cuiate. Am găsit liftul, adică taiga a găsit liftul și m-am speriat că erau niște oameni aici și mi-a stat inima un pic. Le-am dat nas în nas cu o persoană. Nu mă așteptam de aceea. Gata! Mergem downstairs. Am ajuns! Acum tot ce avem de făcut e să așteptăm. M-aș duce să pun mâna un pic pe cămilele de acolo. Cămilele fake. Da, putem. O să mai dureze vreo 15 minute până ajung ele. Ia stai că vine o mașină, dar nu-i taxi, o mașină neagră. Stăm și așteptăm. Ce faci? Mi-a fost doar de tine. Am stat câteva ore separate și nu mai pot. Mi-a fost pentru de tine. Uite, ți se pare diferit? Asta este centrul vechi al Dubaiului. Așa arăta în urmă cu vreo 100 de ani. Vezi, așa a început totul aici în Dubai. E diferit, nu, față de ce am văzut până acum? Îți place? Konnichiwa! Asta e partea mea preferată. Îți place? Nu mai zici nimic? Ai rămas fără cuvinte? Nu-i așa că pare a fi orașul lui Jasmine? Așa era și la Jasmine. Da. Ce e acolo? Un cadou pentru babacea. Un cadou pentru babacea. Și al meu? Nu e pentru tine. Pentru tine am un pupic. Tu ai un cadou pentru mine? Nici eu n-am avut, încă am avut o grămadă de treabă. N-ai un pupic? Și tu? Încă unul cu... Mai vreau un pupic? Ah, you smell good. You took a bye-bye? Nu. Nu? You smell like you took a bath. Și mai miște la toată lumea. Hai. Nani? Nani? Mina-chan ga? Mina. Mina de? Honto? Ie yakete. Nanka okkii ne. Mina-chan mo wakannai. Wa. Wa. キミって書いてある。え？キミ。ジャパニーズに？すごい。ジャパニーズ？これハンドメイド？ハンドメイド。Ar trebui să găsim ceva restaurante și cafenele. Mergem să mâncăm. Până la urmă rămânem în formula asta. Mâine ne întâlnim cu toții. Suc, suc, mami, suc. Așa citești, suc. Este brodată. Tu ai găsit pe Frida Kahlo, nu-i așa? Mira, fiecare cu ce-l doare. Eu sunt aici, vreau Camila, Mira o vrea pe Frida Kahlo. Dar eu n-aș fi recunoscut că asta e Frida Kahlo. Ah, and this one is from... Ah, you see the difference. Yes, this handmade. This is handmade. China. Ah, ok, deci asta e făcut, lucrat manual, yes. Și asta e făcut la mașină. Yes. Și se vede, se simte diferența. This used to 1 month, da. 2 month. This used to 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Uh-huh. Left hand, this one. How much is one? This is 85 dirham. 35? 85. Yes, and this one, 40. 40. Oh. Ah, so it's double. I don't like this color have like
this light color, see? This different color, this different color. Mm-hmm. And blue one, different color. I see blue one. You see blue one? Yes. Ok. Sunt un pic diferite culorile, vezi, mami? Ah, care îți place, mami, mai mult? Da. Can you make 285? Okay, no problem. Give good price, man. Silence. To ask, I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. Yeah, I had you where I wanted you, had you by my side. That's all I ever need. Thank you. Mira? Thank you so much. Ah, ne-am luat. Ia uite, mami. Vum, avem și pungă cu Burj Khalifa. Bravo. Mergem. Da, prima mea negociere. Am avut emoții, sincer, dar nu m-am lăsat, că știu că nu-i politicos să nu negociezi. Thank you. Tata. Și acum mergem să mâncăm, nu ne mai oprim, că ei o să se întoarcă acasă cu cardul gol. Mă păstrez pentru bazar. Pentru bazarul mare. Deja am început, mai văd aici o geantă, nu știu ce, între ei. O să înceapă să-mi placă să colaborez, doar pe aici vin. Am încercat my best, că știu că nu trebuie să renunți și să nu te lași intimidat. Dar asta e politețea, că lor le place. Cu cât ești mai insistent, cu atât ajung să te placă mai mult și chiar să primești un preț mai bun. Da, și la sfârșit, da, da, ci că e bine la sfârșit să pleci, adică dacă ei spun ceva, a, nu, că nu am cum, că ești primul meu client, să zice, a, bine, atunci hai că plec și aia e. Astăzi n-am făcut așa pentru că Mira era foarte încântată, dar o să încerc tehnica asta când o să mergem la suc. Și ăsta este un magazin cu antichități. Hai, mami, că dacă ne oprim așa de la magazin la magazin, mai mâncăm mâine, nu e așa? Ce râde Mira pe sub mustăți. La care Mira, eu n-am mustăți, mami, n-am mustăți. Problema e că ne învârtim, dar nu dăm peste restaurante. Ne-am întors la Starbucks și nu avem internet. Așa că trebuie să ne... Nu e Starbucks aici în dreapta? A, nu. A, ok. Dar oricum nu e un restaurant. Sunt foarte multe magazine, tarabe, nebunii, cu tot felul de produse, dar restaurante... Suntem încă... foarte aproape de canal. Cred că ar trebui să ne adâncim ceva mai mult în centrul vechi și o să găsim și restaurante. Konnichiwa! S-a băgat domnul ăsta în vorbă cu noi și întreabă, de unde sunteți? Ah, konnichiwa, din Japonia. Ai venit să vedeți ce am aici? Uite, am cașmir, am nu știu mai ce. Și noi îi spuneam, ne e foame, ne e foame, mergem să mâncăm. La care el, hai veniți și uitați-vă. Cec, cec. Era foarte lipicios așa. Ok, am ajuns undeva unde pare un spațiu mai deschis, dar încă nu avem restaurante. Încercăm să o luăm pe aici și să ne întoarcem la recepția hotelului, pentru că parcă acolo erau niște restaurante. Și uite o pisică, o pisică mititică și grăsunică. Vezi, mami, ce grăsunică e? Pis, 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 pis. Nu răspund pisicile aici la pis, pis. Suntem la marginea centrului vechi. Am zis să evităm să se lipicească toată lumea de noi. Vrem să găsim un restaurant. Știm că pe aici nu o să găsim, dar măcar pe aici o să ajungem în partea cealaltă, în partea în care e hotelul nostru. Și ne întrebăm ce sunt aceste bețe din lemn. Nici nu știu cum să le numesc, pentru că toate clădirile au asta în structura lor și ne întrebăm pentru ce sunt sau ce sunt, care-i treaba cu ele. Ia stai să mă opresc să le vedeți un pic mai bine. O să vi le mai arăt, că aici sunt un pic diferite. În alte clădiri sunt doar în vârf de tot. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this.
Asta e cafeneaua Saba și aparține de hotelul în care stăm noi acum. De fapt și de drept, cred că aici trebuie să venim pentru micul dejun. Am reușit de m-am conectat la un Wi-Fi. Sunt foarte multe restaurante în această zonă. Nu știu cum de noi nu am dat deloc de ele. Aici este lobby-ul hotelului și mergem în partea cealaltă. Acolo n-am fost. Și ghidându-ne după hartă, acolo par a fi restaurantele. Și am dat peste faleză. Și bineînțeles că aici sunt restaurante, cafenele, nebunii. Trebuie să găsim un loc în care să ne oprim și în care să intrăm pentru a mânca ceva rapid. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive. Cred că o să rămânem aici ca o mâncare locală. Super fericită! Prețurile sunt mult mai mici decât în centrul nou al Dubaiului și au shaorma de pui la farfurie, au hummus, bineînțeles că o să-mi iau hummus, au vrute și nevrute, nu știu ce să aleg, și burgeri și tot felul de preparate pe bază de pui și au și meniuri pentru copii. Uite, Emirati dishes, adică sunt da, de aici, astea sunt locale. Și uitați-vă la smoothie-urile astea. Par gigantice. Și aici sunt mai multe băuturi. Stați să mă hotărăsc că o să-mi iau în primul și primul rând hummus. Și vreau pâine. Pita? Așa se numește aici? Nu cred că se numește pita, nu? Nu știu cum se numește. Se numește mohala. Mohala? Mohala. Sau ai așa camer. Așa, asta e. Nu e pentru copii, e mic dejun tradițional. Avem furculițe și farfurii de unică folosință și ne-a venit humusul, abia aștept să-l încerc. Și asta este o salată cu legume și pâine crispy și ne-au venit și smoothie-urile. Yes, thank you. Nu e pentru Mira, dar o să încerc și eu. Avocado, there, sorry. Thank you. Am luat un smoothie, thank you, un smoothie de banane și un smoothie de avocado. Știu că e al tău, dar vreau și o să gust un pic. Ia uite ce față a făcut Mira. Și salata asta arată tare bine. Nu știam exact ce legume vor fi în interior, dar vedeți că și aici avem rodie. Pun rodie peste toate alea. Mi-a venit shaorma și am și cartofi prăjiți și murături și Mira are la fel ca mine shaorma. Deci nu cred că avem nevoie de farfuriile astea de unică folosință, doar pentru salată poate. Și asta e ce și-a luat mama lui Taiga, fata uit. Deci avem pâine cu pui și ceva tahini sos. Asta e. Kind of sesame sauce. Da, e un fel de sos de susan, da. Și lângă avem o supă de linte. Poftă bună! O să încerc cu hummus, o să încep cu hummus. Și mai au mai venit și a ta. Am uitat de tine. Nici nu mi-am dat seama că tu mai. Thank you. Da, your chicken biryani. It doesn't even make sense. Why we try to fight it? Să ne fie de bine, am terminat iasul cu mami și a luat fresh-ul de portocale take away, smoothie-ul de fapt și apa, ne-am luat-o la pachet. Și tu? Da, eu aș pasă pe mai un sfert de sticlă, e poca de ea. Că n-avem niciun magazin pe aici, n-am văzut niciun market. Stai un pic, că iubita mea își pune paiul. Nu plecăm fără micuță. Hai, mergem să facem băiță și gata pe azi. Mâine abia aștept să explorăm pe lumină. First we'll have to find da, trebuie să mergem să găsim un taxi pentru mama ta.